Magda, foarte elegantă, astăzi va dansa. Ce dansă Magda azi? Vom dansa un dans al dragostei, oh, că tot este dragobetele astăzi, Dirty Dancing. Dirty Dancing cu Magda! Da, încercăm cel puțin să reproducem oarecum o parte din secvența din film. Așa a renăscut pasiunea Magdei pentru dans. De atunci, frumoasa prezentatoare și-a dorit să se miște pe ringul de dans din ce în ce mai bine, așa că s-a dus la cursuri. Cel care îi îndrumă pașii este tot coregraful Florin Cioc, alături de care a și dansat la Măruță. Noi am început cursurile, ca să zic așa, colaborarea, în urma invitației la emisiunea voastră. Ce dansuri ai învățat în aceste 3 luni? Mai bine spune tango. Tu și tango. Am învățat pași din tango, cea-cea, să zicem, un pic acolo, 20% din cea-cea, vals. Chiar se mișcă bine la vals, spre surprinderea mea. Pentru că valsul este cel mai ușor, să fim sinceri. Da. Mie mi se pare foarte ușor valsul. Dar și la tango se mișcă bine. Tangoul mi se pare mai dificil, dar ne descurcăm. Da. Cu ce ați început? Cu tangoul. Cu tango am început. Tu cu tangoul, pentru că îmi place foarte mult tot așa o secvență dintr-un film, dar nu vă spune mai multe pentru că o să venim în emisiune să dansăm. Și din cauza aceasta am zis să reproducem acea scenă din acel film. Păi am să încerc să fac și anumite prize sau sărituri, ca să zic așa. Da, pe mine așa, mă sperie lucrul ăsta, nu pot să-mi imaginez, dar... Pe asta spun, trebuie să ai imaginația foarte bună în dans și mai ales să explici foarte bine persoanei care nu știe și n-a învățat niciodată prize de genul ăsta. Și practic, de multe ori iau prin surprindere. Astăzi face Maia. Ce? O să vezi. O să vezi, da. E foarte relaxat tot timpul. Adică el are încredere în mine că o să iasă și încrederea asta lui chiar iese. Cred că mă face și pe mine să, nu știu, să fiu mai relaxată și chiar să ne iasă. Mai frumoasă, mai grațioasă și asta după ce a descoperit dansul. Magda și Cioc, bravo, magia dansului. Magda Pălimariu alături de coregraful Florin Cioc. Domnule, Magda, lasă-mă să facem un dans. Ea este Magda Pălimariu, oameni buni, frumoasa noastră colegă de la Meteo. Pentru cei care vor să-i trimită un mesaj, pot să o facă pe Facebook sau pe Instagram. Cum e contul, Magda? Da, mulțumesc că mi-ai reamintit. Normal, contul Magda. Meu este Magda Pălimariu pe Instagram și Magda Pălimariu și pe Facebook, pe pagina de like-uri. Așadar, și Pălimariu pentru o piruetă, ca la carte, dați un like pe aceste pagini pentru a o vedea pe Magda în fiecare zi la repetiții. Serios. Da, așa am să fac, am să îi țin la curent pe toți prietenii mei de pe Facebook și de și pe Instagram. Am să-i țin la curent cu toate mișcările noastre de dans. Foarte frumos. Să luăm un loc, îmi și pare rău să ne așezăm, dar asta este. Numai un pic să-l prezentăm pe domnul coregraf Florin Cioc, care de data trecută a și slăbit câteva kilograme. M-am menținut, ce înseamnă să te bage Magda în cantonament și să zică vreau antrenament azi, vreau antrenament peste 2 ore, imediat dai și tu jos. Se întâmplă. Bun, să luăm un loc, doamna Magda, sunteți din ce în ce mai bună. Aoleu, ce înseamnă asta? Bună. Văd repetițiile tare și faci progrese, serios. Mulțumesc, dacă așa se vede, e foarte bine, el râde de mine și nu, acum râdea. Nu, așa mi se pare și știi, vreau să le spun oamenilor, totul a pornit ca o glumă oarecum. Oarecum aici în emisiune, când noi ți-am propus ție să faci o scenă din Dirty Dancing, exact, nu? Da. Tu ai zis, hai mă dansez, nu știu ce, ai făcut câteva repetiții cu Florin, câteva ședințe. Da, au fost 2 zile de repetiții. Foarte puțin, da. Ai dansat.
Am dansat senzațional momentul, n-a plăcut mult. Tu n-ai prea fost mulțumit, ai zis: "Nu, data viitoare o să învăț mai bine și o să fac mai bine." Și așa am și făcut, mamă. Și atunci ai zis: "Mă duc la cursuri de dans." De cursuri, dar e adevărat că ajung destul de rar și este un pic Uite, uite, vedem aici de la de la repetiții, deci te duci de pe spun de pe zi pe alta, o dată pe săptămână sau maxim, s-a întâmplat să merg și de două ori, cred. Dar te duci, adică săptămânal ești la cursuri de dans. Aproape, încerc, da. Dar îți place foarte tare, nu? Doar că nu știu exact ziua în care pot să ajung și atunci îl întreb: "Poți mâine de la ora cu tare?" Da, haide că facem. Spune-mi, și atunci îți place? Îmi place, foarte mult și îmi place de el pentru că are foarte multă răbdare cu mine. Adică poți să mai ai cât multe stângăcii să nu le ții minte, că nu se pe supără. Care le-am, slavă Domnului. Păi este ascultătoare și muncitoare. Și ascultătoare și muncitoare? Și cam muncitoare. Câte ore faceți la o ședință? Pe săptămână facem cam vreo 4 ore. Mamă, deci vine o dată pe săptămână și o dată 4 ore o ții la dans? Cam așa, nu, două zile pe săptămână. Două zile pe săptămână, două ore și două ore? O oră jumate, cam așa. Cam așa. O oră jumate, muncești, două ore. E un stil pe care vrei să-l înveți anume? Da, mi-am dorit foarte mult să învăț tangoul. Și e un tango. Anume tango. De fapt, e tot o scenă dintr-un film care mi-a plăcut mie foarte mult și l-am întrebat dacă ar fi posibil să învăț eu vreodată așa ceva. Mie mi se părea imposibil. Și el a zis că da, evident că este posibil. Și atunci am încercat. Facem dansul ăsta când? Vreau să vedem și la emisiune. Când? Eu n-aș putea să vă zic o dată anume. Zine aproximativ, în două săptămâni? Nu, exclus că nici măcar nu ajung în următoarele două săptămâni. La... În maxim o lună? Într-o lună, ca să pot să ajung și eu. Acum nu, te rog să nu îmi pui... Pe 1 iulie. Să zicem la începutul lunii iulie. Deci la începutul, iată, până pe 10 iulie. Până pe 10 iulie, da? Am mai dat dar încă 10 nu aș vrea să le promit oamenilor da, de acasă. Pentru că atunci o să fii mai ambițioasă și o să te duci să dansezi și mai bine și o să repeți și mai mult. Este ambițioasă. Iar învățat mult. Să zicem că sunt ambițioasă pentru că și el își dorește foarte mult și îmi place să merg, să repet cu el, cum spuneam, că are foarte multă răbdare și are grijă de atitudinea mea și acum când eram în culise îmi spunea: "Uite, vezi, am zis, uite, n-ai stat dreaptă." Dădeam cu palma în spate. Adică nu mă supără, felul în care mă explică și felul în care mă corectează mă ajută foarte mult. Da. Magda, până pe 10 iulie va veni și va face o scenă celebră de film. Ce film? Ai vrea să... Aș vrea să nu. Tu ai vrea să spun, dar eu aș vrea să fie totuși surpriză. Că este și un colaj e până la urmă. Banderas? Nu. Nu. Sunt vreo trei stiluri de dans. În filmul ăsta? Nu. În colajul care o să-l facem. Nu. E surpriză. Am auzit din culise, nu e cu De Niro. Nu e cu De Niro. Nici cu Al Pacino. Cu Al Pacino. Nu e nici cu Al Pacino. Al Pacino. Eu știu cu cine. Cu cine? Spune femeia atunci. Nu e. Nu e. Nu e. Cu Olivia Newton-John. Nu. Ăla e... Hai, am zis și eu acum, mă gândeam ce dansuri știu. E cu Magda. E tango. E tango. Richard. E... Cu Richard? Nu. Gata, mă, asta e. Cu Jennifer Lopez și Richard Gere? Da. Shelby Dan sau cum e? Exact. Ei, Magda, pe 10 iulie! Dar nu spune 10 din iulie! Magda, să rămână până atunci, până pe 10 iulie să vii. Uite, ca vezi, să te motivăm și să te ambiționăm. Eu sunt foarte motivată, sunt și ambițioasă de fel, doar că săptămâna următoare și cealaltă nu am cum să ajung sub nicio formă la sala da, de lasă, dans. Că până pe 10 două săptămâni. Fii atent. Vine 1 iunie, noi avem o mega ediție specială pe care am înregistrat-o și le recomandăm celor de acasă de la ora 3 la ora 5 după amiaza. Vreau să te întreb cum va fi vremea, pentru că 1, 2, 3, 4, 5 sunt 5 zile libere pentru cei care se uită la noi. Da, trebuie să ne bucurăm de vremea caldă, pentru că asta va urma. Vor urma zile din ce în ce mai fierbinți, ca să zic așa, pentru că vor ajunge temperaturile chiar și la 32-33 deci, de grade. Deci mini-vacanța asta va fi soare? Va fi soare, e adevărat că toate aceste temperaturi foarte ridicate aduc la rândul lor și ploi, ploi de vară, intemperii, cum le spunem noi la meteo, și fulgere, tunete și așa mai departe. De asta nu scăpăm pentru că este mult prea cald pentru această perioadă a anului. Foarte frumos. Deci, oameni buni, ați înțeles. Magda aduce soarele în mini-vacanță. Da.
Și până busul, atunci, de puteți... ce? Nu doar eu. Și tu ești acum la noi aici, acum, de asta ziceam. Da. Până una alta puteți să-i scrieți Magdei pe Facebook, pe Instagram, să-i dați un like, un mesaj și puteți să o întrebați și de vreme. Și puteți să o încere, să încurajați, că dansează foarte bine, ca până pe 10 iulie să vină să danseze aici. Mulțumesc și aș vrea să mai spun încă ceva. Și pe blogul meu am să postez. Foarte blogul tare. Meu este magdapalimariu.com. Acolo am să postez și de aici, de la voi, dansul și materialul de astăzi, dacă îmi dați voie, că mi-a plăcut foarte mult. Și am să postez și repetițiile noastre de la sală, pentru că noi acolo mai facem unele filmări, mai vine cineva filmări? Să ne filmeze cu telefonul și mai postăm din când păi în când. Lumea cam asta își dorește să vadă, știi, filmările făcute cu telefonul, cât mai naturale, cât mai reale. Da. Tocmai exact. De aceea, magdapalimariu.com pe blog sau pe Facebook, Magda Palimariu sau pe Instagram, căutați-o și trimiteți-i mesaje. Să ai baftă, Magda, îți mulțumim. Mulțumesc mult de tot. Unde pleci mini-vacanța asta? La mare. La mare? Da. La mare, la soare. Tu, Florin? Acasă. Acasă, la umbră. Odihnă, sau alte cursuri. Cum? Sau alte cursuri care le-am pe la sală. Sau la alte cursuri. Mulțumim mult!